fraților, avuserăm parte anul ăsta de o toamnă cum e rar dat omului să vadă. Păi da, luminoasă, frumoasă, mănoasă, că-mi și zisă saichea lui Zăpăcitu, tractoristul de... Și bă, neamărine, bă, bă, dacă toate toamnele ar fi ca asta, să fiu al dracu dacă n-aș umbla pe tractor numai cu mănuși albe, auzi, numai cu mănuși albe. Bă, saiche, bă, zic, bă, ai răbdare, o țâră, bă. Ai răbdare, țâre, că trebuie să vie ea ziua când le-o veni la oameni mintea la cap și în loc să arunce banii pe fereastră pentru bombe și alte drăgovenii, o să pui umăr la umăr să facă viața mai frumoasă. O să vezi tu atunci că munca se face ca o fată mare primenită de să duce la oră. Da, veta care da pe la găini prin fundul curții și, mărine, mărine, mi se pare mie ori tu cam faci politică. Păi zic, ce muiere tu nu faci? Păi ce nu prea fac, eu nu mă pricep. Fă, zic, de muncit muncești la ceape? Și muncesc, fruntașe ești, sunt copii făcuși, făcui, de crescut îi crescuți, îi crescui. Păi atunci faci politică, fă. Păi tu faci mai din hai ca mine politică și faci de aia bună. Păi da, de aia bună, că dacă crescuși copii, dacă le detești viața, înseamnă că tu lupți pentru viață, pentru pace. Dar uite că mă luai cu vorba și... A, de toamnă vorbeam, că fumănoasă, frumoasă, că de aia cum se apropiau zilele lui 78 de fundul sacului, îi zic lui Veta. Mă, Veto, fata, tati. Fă, zic, pregătește-te de drum, că mergem la București să petrecem anul nou la Nașul Pantelică. Mărine, mărine, zice ea, eu parcă n-aș prea merge. Fă, zic, nici eu n-aș prea merge, dar n-avem încotro. Când trimeasă Nașul vorbă, să nu cumva să-l las de anul nou fără zaibăr. Că se întâmplă dracu de a bătrână să neacă cu vreo sarmașă, dacă n-are ce bea după ea, dă ortul, de o cară în spinare pe lumea ilaltă. Și eu nu vreau să merg ca măgarul cu a bătrâne în spinare de râsul lumii. Mărine, zice, tu îmbătrâniște prostiști, păi ce tu crezi în lumea ilaltă? Nu cred, fă, stai o țărănul fină roadă, dar nu vreau să-i stric cheful omului. Așa că mai bine îi duc zaibărul și gata. Dar să știi că am eu o surpriză pentru el. Mă răzbun eu pe Nașul. Și nu pe lumea ilaltă, pe asta. Pe lumea asta, că eu în altă lume nu știu. Ce răzbunare, zice Veta. Fă-ți ca să nu ne ducem cu mâna goală. Îl luăm și pe nepotul sucă cu noi, auzi? Ca să le organizeze o sâră viața la al de Nașul. Mă, fraților, zis și făcut. Umplurăm noi papornițele cu ce trebuie, umplurăm dămijana cu zaibăr de la mâna întâia. Mâna întâia, neaca, pentru Nașul. Și hai să plecăm, îl luarem și pe Bismarck. Bismarck e curcanul de care îl ducem plocon lunașul. Păi da, luarem viu. Păi e mare, înfoiat, țâvnos. Că zisă sucă, bă, neamărine, bă, să nu te pui cumva dracu să iei gâtul lui Bismarck, că ne deșală până la București, auzi? Lasă-l să meargă pe picioarele lui, să meargă singur. N-avea grijă, zice, că am eu grijă de el să nu ia razna. Mă, zic, nu e prostul că ăsta degeaba. Are el ceva în zama aia de sub căciulă. Zic și făcut. Așa că îl luăm pe Bismarck viu și îl dete în grijă lui nepotul sucă. Bă, fraților, pe cu Bismarck avuserăm noroc. Bă, da, când ajunserăm în tin, în compartiment, mă, era o înghesuială. Era o înghesuială, auzi că eu bag seama că dacă venea controlorul atunci, venea controlorul atunci. Dacă venea atunci, nu puteam să băgăm mâna în buzunar să-i dăm biletul. Păi da, scoteam fiecare biletul la cine apucam. Așa de înghesuială era. Dar în lumea aia, acolo era una grasă, sănătoasă, îmbrăcată roșu. Mă, fraților, mă, când o văzut Bismarck, odată să-mi vinețe așa. Să-mi vinețe și început să-mi foaie. Mă, să-mi foia de șai că pleznește. Și o bag seama pleznea dacă nu da din când în când drumul la presiune, știi? Că făcea... Al dracu sucă să făcea că nu e cu noi, știi? S-a uitat pe fereastră și fluiera așa, apagubă. Bă, fraților, când începu Bismarck să răstească la lume, știi? Blululu, blululu, aia cu coana zice, au, ce are de face așa? Bac sa mă e turbat, zice sucă, că s-a mai văzut un caz la Giubega de un curcan de ăsta a scos ochii la o cucoană. Au, au, ieșiră aia afară, gata. Răbăsărăm sânguri în compartiment, numai noi și cu unul gras de sta pe vreo trei locuri. Zic, dar matale, nu se frică de curcan, matale, nu se frică de curcan, zic eu, nu se frică de curcan. Nu, mă, nene, zice, dacă ai ști, matale, câți de ăștia au intrat la mine în ghiozdănel și s-a bătut cu mâna pe burtihan, așa. Ce ghiozdănel, zice sucă, dă-l dracu că l-ai dita mai pătețul. E, cu știu cumva, zic, ajunsă la București. Dar nu înainte de a plăti amendă. Păi da, deterăm o amendă grasă, pe măsura lui Bismarck. Păi dacă când veni controlorul, în loc să stea cu minte liniștit acolo, sub bancă, nu controlorul, bă, frate meu, Bismarck, curcanul de... Că controlorul avea niște ciorapi galbini, culoarea păsatului, așa. Când îi văzut Bismarck, odată a început să-l ciugoale de gleznă și ha, ha, mă, să-ți sperii omul, sări în sus, căzu-n brață la Veta. Zic, Veto, fata ta, e bine că fusei de față. Păi dacă s-a întâmplat să fiu cumva pe afară, să fiu după în culoar, eu bag seama, când găsam aici cu ceferistul în brață, bag seama, nu-ți mai trebuia bilet de întors, auzi? Bilet de întors nu-ți mai trebuia ce mai.
Mă ajunseram la București, dar ce pregătiri mari! Pregătiri mari, duduia blocul ca la NASA. Nu ca la NASA, bă, ca la NASA, la cap Kennedy. Păi dacă nici nu intrai bine, s-o pierdui pe veta. O pierdui pe veta din ochinabunii la bucătărie, că abia o aștepta nașareta să facă ea gustul la potroace, rumeneala la sarmare, să vadă cum a crescut plăcinta. Pe mine mă lua nașul în primire. Bă, fine mărine, și-a dus-și drogul. Ulele, nașule, zic, ce vorbă e asta? Păi mă știi pe mine că umblu cu deal de ăștia. De mă, juvete, lasă că știe toată lumea că faci parte din cobilița noastră. Drogul, adusă-și zaibărul. Zo, așa, mă, nașule, ce dracu, mă speriești. Păi cum să nu-l aduc? Ea zice, dă-l încoa la probă. Lua nașul un par de probă, nu s-a dumiri. Mai lua unul, plescăie așa din limbă. Lua pe al treilea, ai pus eticheta. Mărine, zice, valută forte. Zice, cu zaibărul ăsta de sară, îi trag lui șeful meu de servicii, îi trag preșul de sub picioare. Gata! Dar zice, nu cumva să-și moaie el bătăr mustățele el, ai ajută-mă să-l pitul, să-l dosăm, să-l punem bine undeva. Lua-i o dămijeană, mă lua-i după nașul. Dar în loc să o iasă pe pipniță, văd că o iasă pe odaia bună. Ia, intră în odaia bună și deschisă casa de bani, de-o dăduse răi bătrâni, lunașa areta zestre goală. Nu n-aș areta goală, bă, casa de bandă, odată cu eu. Goala a fost și goala a rămas până astăzi, până băgă nașul zaibărul ea. O închisă nașul zaibărul acolo cu trei chei, le băgăm pozunar, zice, mărine, acum avem acoperire în aur. Poate vrei să zice zaibăr, zice eu. De bă, zice că zaibărul tău e ca aur, mă. Mă, fraților, pe urmă început zorul mare că scoasă nașul din buzunar, ordinul de împrăștiere, știi? Și pe mine mă trimeasă la sifoane. Mă, duse eu acolo, mă, dar era o coadă. Mă, fraților, era o coadă îndoită așa după colț. Păi da, era strâmbat așa că dacă sta dreaptă, o tăia, o scurta 37, că trecea pe acolo, trecea 37 ca la foc. Sătui eu acolo la coadă și pui să beau tuturor. N-am de lucru, intru în vorbă cu un vecin de suferință. Mă, frate meu, zic, dar voi ce așteptarăți, mă, de nu umplu rățele sifoane? Le lăsare să le umpleți acum în ultimele ceasuri al lui 78. Păi și matale, ce nu le umpluși până acum? Păi zic, eu nu sunt de aici. Dar și de unde ești? Păi zic, la Băilești. Păi ce pe acolo, prin Oltenia, zice, nu se umplu sifoanele de luași drumul cu apă la București. Și dă-i râsă el, știi? Mă, uite-o la ei, dar unul mai șugubă, zice, auzi, mă, bade, matale, știi de ce sunt a doua zi după anul nou oltenii zgâriați pe ochi? Nu știu, zice, vorbească. Păi de-aia, zice, că de anul nou mănâncă și ei săraci cu furculița, îl duci. Auzi vorbă la el, mă, frate, auzi vorbă la el. Dar altul zice, mai agricultura. Zice, tu știi de ce mai nou oltenii nu mai fac mămăliga în ceaun? Nu știu, zic, dar ce-o fac? Păi ce-n tigaie să aibă loc în servieta diplomat. Auzi, mă, frate meu, când auzi una ca asta, mi s-a suit sângele la cap, auzi? Mi s-a suit sângele la cap. Nu de ale glume, că nu-mi pui o mintea cu ele. Dar sunt de aici. Păi ăștia au umblat pe la Oltenia cu 2 ani. Acum 2 ani. Dar m-a abținut, gata. Mă uitai, eu ca mulți. Bă, să nu-mi pui mintea cu ei, dar nici eu nu mă lăsai, zic. Auzi, dar dumneavoastră știți de ce noi oltenii avem coatele ascuțite? Nu știm, ziseră toți într-un glas. Păi de-aia zic eu, să ne facem loc printre fraieri, zic. Ulește, ce vorba e asta? Cum să vă faceți loc? Păi zic, uite așa, zic eu și băcui loc, ajunsă-i mai în față la zifoane. Dar tot nu plecai de acolo până pe la 11 și ceva. Mă, când ajunsai acasă, mă, fraților, în loc să fie petrecerea întoi, era o hărmălaie, fierbea toată strada. Că nepotul sucă, scosese pe Bismarck pe balcon, să nu mai ciugoală stafidele la cozonac, să nu ciugoală stafidele, scosese pe balcon. Al dracu Bismarck când se văzut pe balcon, odată să înfoie, fâl, sări pe balcon, pe blocul de alături care era mai mititel. Începu sucă cu nașa, cu bătrâni să chireie. Ieșiră oamenii din balconul, din blocul cu pricina, ieșiră la fereste, pe balcoane, suca al meu n-are de lucru, zice, păza că sare de sus. Unul mai tare de urechi, în loc să înțeleagă că sare de sus, înțeleasă că arde de sus. Mă, fraților, început să strige, foc, arde sus, și chema pompierii. Acu era hărmălaia întoi, că veniseră pompierii, dar nici tu foc, nici tu Bismarck. Că asta nu înțelegea capitanul de pompieri. Mă, ce amestec are Bismarck în tărășenia asta? Că le și zise omul, bă, zice, voi o luare prea devreme cu anul nou. Și-și luară tulumbele și plecară. Dar nici pe Bismarck nu-l mai găsără. Că spusă unul că l-ar fi văzut sărindu pe balcon în stradă, că-l luasă unul la braț, îi legasă o funtă roșie la gât, plecasă cu el prin gara de lor să zică la mulți ani la călători, știi? Dar ce era afară nu era nimic, pe lângă ce era înăuntru. Păi da, înăuntru hărmălaia dracu. Masa pusă, sarmalele abureau și nașul chiar dusă cheile la casa de bani. Rămăsese zaibărul închis în casa de bani, n-avea cheia, auzi. Mă chemase el pe mecanicul de bloc, să căznea omul cu niște fiare, cu niște pile, cu un burghiu. Suc al meu îi dau o mână de ajutor, își mai da și cu presupusul. Zice, mă nene, n-ai o țiră praf de pușcă, mă, să aruncăm broasca în aer. Mă, Falconeti, zic, mă, fisar, starea ta, dracu, ce-ți bagi, mă, nasul unde nu-ți fierbe oala? Pleacă de acolo, n-auzi?
A bătrână zice, lasă mărine, lasă copilul să înveți o meserie. Eu, doamne, am zis, asta-i mai trebuie mărudului, să înveți să spargă case de bani. Vino, mă, pleacă de acolo, zic că te învăț o meserie la primăvară. Te învăț o meserie sfântă, să ari, să semeni, lasă. Nașul zice, mă, fraților, dacă ar fi aici prietenul meu din armată, Florică Gură de Lup, bă, ăla spărgător, artist, bă, ăla ar sparge-o cât ai și pește. Păi cheamă-l, zice nașa Reta. Nu poți, zice nașul, că e la o școală de 6 ani de recalificare. Bă, le zice, pe ce învață acolo? E, te învață să spargă teatră, zice, sparge teatră acum. Dar tot cu suc a avut sărăm noroc, da, cu nărodul. Zice, nașul, am o idee. Eu, doamne, am zis că asta ne mai lipsa. Ce idee, bă, zice nașul. Mă, zice, hai să luăm casa de bani, să o zdruncinăm bine până spargem dămijana. Și pe urmă curgeți, dai vărupi la broască. Mă, fraților, și așa făcurăm, auzi? Așa făcurăm, de acum eu bag seama că de când e lumea lume, ăsta e primul vin, primul vin scos prin efracțiune, auzi? Eu bag seama că ăsta e primul zaibăr care nu e stors din struguri, e stors din casa de bani. Că unii din vin au umplut casa cu bani. Suc al meu din casa de bani scoasă vin. Și acum, prag de anul nou, vă zic din inimă, sănătate, spor la muncă, fericire și pace, că e mai bună decât toate. La anul și la mulți ani. Mă, fraților, mă, mă, acum la început de an nou, avem tot dreptul să ne mândrim cu ce făptuirăm pe anul care trecut. Avem tot dreptul să ne mândrim, să ne veselim. Dar iute că mai sunt câte unele cu care eu vă spun pe dreaptă. Mă, n-aș vrea să mai dau de ele în anul care vine. N-aș vrea să mai mă întâlnesc cu ele, auzi. Păi stai să vă spui. Stai să vă spui. Auzi, mă, fraților, pe de o parte crește inima în mine când văd câte se făcură în comunele noastre. Școli, magazine, spitale, cămine culturale. Păi dacă la școală se învață carte, la spital să cată omul de sănătate, la magazin să găsește marfă pentru toate trebuințele, păi la căminul cultural ar trebui să găsească omul hrană pentru minte și pentru suflet. Și acum să fim drepți. Să fim drepți că sunt multe cămine care își fac cu prisosânță datoria. Păi da, păi să țin conferință, au echipe de teatru, de dansuri, cercuri de croitorie, de împletitură, știi, de împletitură. Bă, sunt unele au cursuri de limbi străine, auzi? Păi da. Păi uite, la un curs de ăsta tot să ducea suc al meu în ultima vreme, că mă pomenesc într-o zi cu el când zice, auzi, mă, neamărine, how do you do? Olele, zic, ce să-și, mă, huiduiși? Nu, bă, neamărine, și așa se zice pe englezește, la ce mai faci? Bă, zic, vezi ce faci tu să nu mă păgubești de 2 perii de palme, auzi? Mă, fraților, dar am spus-o inginerul agronom. Căci că chiar așa se zice pe englezește, la ce mai faci? How do you do? Auzi vorbă la ei. Dar uite, mai sunt și cămine unde ce scrie afară nu se potrivește cu ce e înăuntru. Păi da, acum câteva vreme mă duc eu la un târg într-o comună, comună răsărită, oameni gospodari, ce mai? Dar cum n-avea în tren decât după miezul nopții, mă zic, ia să mă duc eu pe la căminul cultural, poate e vreun film ceva, vreo șezătoare cumva. Mă duc eu, e drept că afară scria că se joacă filmul Ultimul Cartuș. Dar înăuntru era nunta lui Costica lui Corcoduș, auzi? Mă, zic, ce să caut eu la nuntă, mă? Ce să caut eu la nuntă? Că nu cunosc pe nimeni, nici din partea miresei, nici din partea ginerului, nici din partea socrilor. Așa că intrai în vorbă cu un localnic. Din una în alta zic, mă, nene, la dumneavoastră și la cămin nu se dau filme? Ba, să dau, zice omul, să dau din când în când. Păi când să dau? Păi și joia. Ureleziu, când sunt de lucru. Dar duminica? Duminica și nu se prea dau că să țin nunți. Mă, frate meu, zic, dar în alelalte zile ale săptămânii, ce se face și la cămin la voi? Ce se face? Păi zice, lunea să scot mesele, scaunele, sifoanele, vesela, ca după nuntă, știi? Marța stă căminul cu ușile și cu fereștile deschise, să mă iese izul de tutun de țuică. Miercurea s-a dus scaunele pentru cinematograf. Joia să dă filmul, dacă cumva nu se nimerește chiar atunci să ții o ședință cu tractoriștii. Vinerea să scoți scaunele de la cinematograf. Sâmbăta să aduce vesela, sifoanele, mesele pentru nunta de duminică. O, frate meu, mă, sunt multe minuni pe lumea asta. Mă, de le auzi și nu-ți vine să-ți crezi urechilor, auzi. Dar când te lovești tu de ele, de te lovești tu de ele, de dai cu ochii de ele, păi n-ai cum, trebuie să le și crezi. Păi mi se întâmplă mie una, mie mi se întâmplă una. Mă duc acum câteva vreme în urmă să iau o adeverință pentru un nepot al lui Veta, care e tractorist, într-o comună încolo, la Căpătuiala din deal. Mă duc eu acolo la brigadier, om cum se cade, dar avea un nume cam curios așa.
Dumitrescu Strugurel. Mă, zic, ce sfânt o fi ăsta Strugurel, mă, că n-auzi de el. Mă, dusă-i îndete omul adeverința, dar spusă. Măi, zice, vezi să iei și de la contabil, că altfel nu e bună. Mă, dus eu la contabil, dar nu-l găsi, că era undeva la niște verificări undeva. Șezu eu acolo până pe la ora 2, veni el, îmi dete, zice, mă, bade. Fii atent, zice, că trebuie să iei și de la tovarășii inginer, că altfel nu e valabilă. Dar zic, unde-l găsesc pe inginer? Zice, pe teren. Ori nu ești de la țară. Păi cum dar, zic eu, sunt de la oraș. Să și vede, zice el, să uita așa lung la papornița mea, știi? Și să citea bine în privire. Când capul lui era așa, bă, mulți proști mai sunt pe lumea asta. E dacă îi citi și eu gândul, zic, ai noroc, mă, frate meu, zic, să trăiești. Ieși, dacă ești afară, mă uitai pe hârtie să văd cum îl cheamă pe șmecherul ăsta. Mă, fraților, în gălbenie, au să nu crezi ochilor. Dar scria negru pe alb? Păi scria negru pe alb, ce mai? Alexandrescu Strugurel. Mă, zic, ce-o fi cu chestia asta, mă, ce să însemne asta? Mă, dus eu după inginer, îl găsi pe Tarla. Îl găsi pe Tarla, ta mai băgase piciorul, un picior în gaz. De mă, nu în gaz de lambă, în mașină. Îi spus eu tărășenii aceea și cum mă întoarce omul cu spinarea, semnă adeverința pe spinarea mea, să sui în mașină, plecă, dar strigă la mine. Bă, zice, du-te la sediu să spui eu ștampila. Ștampila, știi? Că fără ștampila nu e bună. Mă dus eu la sediu, luai ștampila, când ieși de aici, mă uita iar pe irtie să văd dacă e în regulă. Mă, fraților, vă spui pe dreaptă. Înțepenie, auzi? Păi pe inginer nici mai mult, nici mai puțin, îl chema Ștefănescu Strugurel. Mă dusă-i la paznic, era așa cam de leatul meu, tot așa ruginit ca mine. Mă dusă-i la el, intrai cu el în vorbă, zic, mă nene, zic, n-ai un foc. Ba, ziceam, dar n-ai o țigară în plus. Ba, auzi, bă, zic, lămurește-mă și pe mine să nu mor prost. Mă, de ce pe inginer, pe contabil, pe brigadier îi cheamă Strugurel? Păi și cum, de ce, dacă așa îi cheamă? Păi zic, bine, îi cheamă, dar zice pe toți la fel. E, păi zice, cum, păi dacă sunt toți botezați de un naș? Și pe nașul cum îl cheamă? Ia uite la el, păi și tot Strugurel, cum să-l cheme? Mă, zic, dar nașul lucrează și el tot așa în gospodărie. Păi toți, zice, păi el i-a adus pe toți, el a angajat pe toți finii. Eu zic, cum? Păi da, zice că nașul, zice, Ionescu Strugurel, președintele, el taie și spânzuri, angajează pe... zic, așa merge, așa zice el. Hai noroc, zic, hai noroc, Mărin Juvete de la Băilești. E, și Marinescu Strugurel de la Căpătuiala, zice. E, mă, multe minuni, dar uite, mi se întâmplă mie una aci la mine. Aci la mine, acasă, că vezi, râzi de alții. Râzi de alții, dar trebuie să te gândești și la tine. Păi da, cu câteva vreme în urmă. N-am de lucru, aveam nevoie de o gresie, s-a scut coasa, știi? Și îl trimit pe nepotul sucă la comparativă. Să duc să suc al meu și dus rămasă. Mă, după vreo 3 ceasuri, zic lui Veta, auzi, mă, Veto, fata tati. Fă, mie când o-i simți că vine vremea, pe nepotul sucă îl trimit după moarte. Pi la chindie, numai ce-ți deschide poarta și intră nepotul sucă. Unde umblași, mă, până cu fița archelea ta jurată? Unde umblași? Păi aia e sucă al meu, că nu umblai, șezui. Unde șezuși, mă? La comparativă, ia uite, unde era să șed? Cum, mă, la comparativ o zi întreagă pentru o gresie? Păi că nu șezui numai pentru gresie, că trebuie să stau și pentru tămâie, și pentru feștilă de candelă, și pentru sujuc. Mă, zic, fițar tămâia ta, zic. Mă, ce nevoie ai tu de sujuc, mă, că-ți dau una acum de să stinge feștila. Hai, mă, neamărine, și să știi că mă supăr. După ce cheltui o zi întreagă pentru gresia mea tale, acum mai faci și nazuri. Mă, zic, cum pentru gresia mea, mă? Cum pentru gresia mea? Că zici că stătuși pentru... Ce-ți trebuia să iei tămâie, mă? Păi aia și dacă nu luam tămâie, nu-mi da feștilă. Păi și feștilă de ce luași? Păi dacă nu luam feștilă, nu-mi da gresie. Păi spus-o-ne atitea lui Ciupeală, responsabilul de... Că e musai, dacă vreau să iau gresie, musai să iau și tămâie și feștilă. Păi zic, atunci sujuc. Sujuc de ce luași, mă? E, zice, asta e acum cum atale. Păi dacă se făcu ora prânzului, era foame. Și luai sujuc. Că salam nu da, decât dacă cumpăram și o pereche de patine. Așa că luai sujuc. Bă, zic, cu tine nu mai scola cap. Dă gresia încoace, zic, du-te să nu te mai văd o săptămână, că mi s-a pleacă. Păi aia e ce sucă al meu, că gresie nu luai. Eu, Doamne, am, zic, păi de ce? Păi dacă n-a avut, căci că-i vine peste vreo 4 zile. Păi atunci de ce luași, mă, tămâie și feștilă și sujuc? Păi de-aia, că-mi spusă mie neatitia lui Ciupeală, că să le iau acum, să nu mai trebuie să stau la rând săptămâna viitoare decât pentru pioneze, care nu se dau decât dacă cumperi și brânză. Așa că mă orientai și eu, ce dracu, că nu-i fi prost. Aia e.
De-aia, mă, fraților, eu vă spui pe-a dreaptă, la anul ăsta care vine, aș vrea să nu mai mă întâlnesc cu deaștea, auzi? De-aia zic eu, anul ăsta nou care vine. Hai să punem mână de la mână, să-i dăm o mână de ajutor, să-l curățăm de neghină, să rămâie limpede și curat, să muncim cu drag și cu spor la muncă. Sănătate, pace, la anul și la mulți ani. Să auzim de bine. Auzi cum simt am eu că zilele din anul ăsta ajung de fundul sacului, zic lui Veta, mă, Veto, fata tati, fă tu te gândiști cum să petrecem și noi anul nou. Hai, fă, zic, să ne gândim din vreme, să ne pregătim, să nu facem cum fac unii, de nu se pregătesc de fel și noaptea de anul nou pleacă cu colindu, să îndoapă la unii, să îmbată la alții și adorm la ilalți. Și a doua zi la ei acasă, știi, casa curată, par, nici străichin de spălat, nici dușul mea de frecat, nici bani cheltuiți. Păi da, așa fac unii, că cunoscu eu unul la oraș, un prieten de-al nașul Pantelică. Mă întâlnesc eu cu el acum vreo 2 ani, în ajun de anul nou, cu brațul încărcat de cutii de bomboane. Mă, frate, mă, după ce faci cu atâtea bomboane, mă? Păi și pentru anul nou? Păi ce mâncați, numai bomboane? Numai bomboane mâncați? Numai bomboane de anul nou? Nu, zice el, că eu nu petrec anul nou acasă la mine. Mă duc pe la prieten, știi? Sun, zic la mulți ani, arunc o cutie cu bomboane în brață și mă așez la masă. Mănânc, beau, dacă îmi place, rămâi. Și rămâi și bomboanele alte, știi? Dacă nu, mă duc la altul. Dacă cu 2-3 cutii, o nimerez, nu se poate. Brava treabă, zic eu. Scapă omul de tămbălău, scapă de cheltuială. Dar ăsta scăpă și de omenie. Păi, că nu întotdeauna socoteala se potrivește, știi? Scăpă și de omenie. Că anul trecut să vorbire prietenii lui între ei, să facă anul nou la predeal încolo. Și lui nu-i spuseră nimic. Și umblă băiatul toată noaptea, umblă băiatul toată noaptea, nu găsă pe nimeni, auzi? Dimineața, răzbi foamea, să pupcă și mâncă toate bomboanele, le mâncă pe toate. Mă, frate meu, l-a apucat o durere de măsăle, l-a apucat o durere, dar rău de tot, de început omul anul nou a doua zi la urgență. Dar acolo dete unul de făcut anul nou cu țuică, cu vin, ca omul, știi? Dete de unul, nu cu bomboane, ăla vesel, cum împrinsă, îi le scoasă pe toate. Păi, nu bomboanele, măsălele. Mă, fraților, muncirăm câteva zile, auzi, de nu mai știam cum ne cheamă. Fă cu Veta Sarmale cu 4-5 zile înainte ca să aibă timp să scadă, știi? Fă cu Cârnaț, fă cu Cartaboș, fă cu Tobă, Friptură, Zaibăru Stambeci ca Plutonul, știi? Ca Plutonul înainte de atac. Aștepta numai ordinul. Mă, cu chiu, cu vai veni și ultima zi a anului. Un hămaio pe Roaiba și pe Arete la Sanie, mă, zbăru la gară să primesc pe nașul Pantelică și pe nașareta, cum ne fusese vorba. Subțire băiat. Subțire băiat nașul Pantelică, știi? Ca să nu vie cu mâna goală, adusă și pe-a bătârnă și pe-l bătârn, părinților lui nașareta de. Mă, frate meu, cu al bătrân mă înțeleg bine cu al bătrân, mie îmi place de el. Cu a bătrână nu prea îmi place, știi, că e cam fandosită. Păi și acum la gara, auzi? Păi nu veni ea cu o drăcovenie în cap așa cu pene? Mă, de nu mai puteam să țiu pe Roaiba, auzi? S-o potolesc, o ia din loc, ce mai e? S-o uita ea apa în urmă, sporă ea. Zăcoană mare, vezi că e chioară, ia-o pe partea chioară să te sui în sanie, că altfel nu răzbim. Că nu merea de alta, dar zic, lapă de iapa, că avea și mâns. Mă, fraților, ajuns să rămân acasă. Să bucură Veta săraca, să bucură de adevărat, la până de cu ochii de-a bătrână, când o văzum verzi. Mă prinde bucătărie, să îngur, zice, aba mărine. De ce mi-au adus-o și mie pe asta pe cap, să-mi strice sărbătorile? Ce fă, ești năroadă, pe ce eu adus-i? S-o adus în aștareta. Și dacă o adus-o, ce era să-i fac? S-o chier pe drum? Mă, fraților, dar mă gândi, mă, zic, cu asta, cu nasul pe sus, așa crescută la oraș, cum mă mulțumesc eu pe asta, mă? Cum mă mulțumesc pe asta? Mă, zic, ia să-l aduc eu pe sucă, să servească sucă la masă, știi? Că uitai să vă spui, de vreo 3 luni e sucă la o școală, să scrisă la o școală de ospătari. Sucă când veni, să bucură tare. A, ce neamărine, neamărine, dacă nu ți-o place, dacă nu ți-o place, neamărine, uite, să închier pantoful stâng, să mergi piop, să-mi zică lumea invalid, dacă nu ți-o place. Mă, sucă, zic, fii cu băgare de seamă, mă, că cu Ana Marie e născută și crescută la oraș, auzi? Lasă-mă, neamărine, păi nu-mi spuse mie neagogul alu tămâie cum se servește la strin. Fraților, pusă masa în odaia de la linie, frumos aranjată, pusă Veta crecuță de brad, vine suc al meu și pune în fiecare straichin, auzi, câte un cartonaș cu numele nostru pe el. Ce faci, mă, zic? Lasă-mă, neamărine, că așa e la recepție. Mă, zic, așa o fi, dar ai grijă după ce om bea 2-3 pare de țuică. Strânge, dracole, cartonele, nu le mâncăm din greșeală, auzi? Mă, ne pusărăm la masă, nașul în capul mesii, nașareta în dreapta lui, a bătârnă în stânga, a căzut pe mine norocul să stau lângă ea, știi? Îl bătârnă în partea ilaltă, zice, sucă, tanti Veta, zice, ia-și matale loc la masă, că servesc eu. Mă, zic, mă, de când îi zici tu lutușeta, tanti, mă? A bătârnă, zice, lăsați tineretul să învețe maniera. Mă, în gândul meu, l-aș lăsa, dar nu pe Veta. Nu pe Veta, să învețe pe Veta, auzi?
Că nu știu cum să spun, când îi zice în loc de tușe, tanti, mie îmi suna bătaie de joc așa. Îmi suna bătaie de joc. Bă, ne puserăm la masă, începurăm noi cu niște țuică schiartă, cu niște frunte de țuică schiartă, aduce suc al meu niște cârnați calți, niște tobăși cartaboși reci. Abă, târnă, zice, vai de sufletul meu, zice, a stricat cârnațul, a spăgat usturoi ei, i-ați făcut cu usturoi. Ia uite la ea, zic, păi cu ce vrei să-i facem, coană mare, cu odicoalon? Cu ce vrei să-i facem? Las-o, mă, fine, zice nașul, las-o, mă, să rab de o țâră de foame, că pe urmă mănâncă și surcele, cu cunosc eu. Ia uite, Reto, zicea bătârnă, cum își bate bărbatul în joc de mine. O, zice, are Dumnezeu grijă, mai mă răzbună și pe mine câte ceva, zice el bătârn, că mâncași viața între ale două războaie. Opa, zice nașul, dar după aia te lăsă? E, mă lăsă, a pus eu grijă de venit din război, că am surd. Și acum n-aud decât ce-mi convine. Numai ce-mi convine, zice el bătrân. Bă, de-aia mie, dragă el bătrân, ăsta-i umblă minte, auzi. A bătârnă supărată, pusă mâna pe un cârnat, op, mușcă de om. Ce nu e rău? Auzi, băiețică. Băiețică, zice, mai adu niște cârnați de ăștia. Vine, strigă sucă, cine vine, mă, zic. Nu ne-am mărine, zice, așa ne-am învățat acolo, știi? Când te cheamă clientul, zice, vine. Bine, mă, bă, fraților, toate mearsără bine, mă. Până la sarmale. Bă, da, n-așa, să simța bine, a bătârnă după ce beu două, trei pare de suică de alea, să mai domoli. N-așa cânta, reta râdea. Nașul era roșu ca sfecla, cum ieșea de lui.